Bună ziua și bine ați venit în atelierul lui Daniel. Astăzi avem o masă bogată, bam, 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 bam. Am primit de la cineva dispozitivul ăsta de ascuțit de la RUX Impro. De fapt, de la fratele meu. El a zis că nu-i place deloc. O să vă arăt și de ce. Ia uitați ce s-a întâmplat cu pietrele. Astea de la Ruxim, pietrele, sunt foarte, foarte moi. Foarte moi. Stai că mai am una. Uite și asta s-a spart. Da, uite și asta ce s-a tocit de repede. Și astăzi o să încerc să-l folosesc, să vă arăt un pic. Uite și asta, tot de la el, oare a fost? Da, asta a fost mai bună. Nu s-a tocit așa tare, dar și asta s-a tocit. Astăzi o să încerc să vi-l arăt, dar nu o să folosesc cu pietrele lui originale. O să folosesc cu pietre din asta de adaie. Băi, le-am încercat un pic și sunt mult mai dure. Adică nu se bărcuiesc așa repede. Nu, asta e aia de la Ruxin. Ia uite ce s-a întâmplat cu ea. Asta să văd. Și asta e de la Ruxin. Asta a fost mai ok. Ba nu, asta e de la Ruxin. Ia uitați și cu asta ce s-a întâmplat. Vedeți? Față de... Asta e tot la... Asta să văd ce scrie pe 3000. Apropo, a trebuit să vă scrieți pe spate că odată ce le folosiți, se duce scrisul. 3000 și asta e tot de 3000. Atunci asta de 3000 s-o punem deoparte. Bun... Și o să folosesc ăsta. Acum, dispozitivul fratele meu l-a cam stricat. Dar încă se poate folosi. Așa ca idee, dacă cumva doriți să vă cumpărați un dispozitiv din ăsta similar, ca să știți la ce să vă așteptați. Dați să văd un pic. Da. Bun. Cum se folosește? Cu cuțit, bineînțeles. Avem un cuțit. Dați să vă arăt că nu taie acum. Ca să nu ziceți după aia că era ascuțit și eu nu i-am făcut nimic. Băi, nu taie deloc. Deloc. Deloc nu taie. Ia uite. Nu taie deloc. Bun. Și ne apucăm de ascuțit să-l ascuțim. Prima etapă, foarte importantă, bandă de izolat. De ce? O să vă arăt imediat. Să iau ceva de tăiat. Un Ganzo! Apropo, am un film cu... Mi-am cumpărat niște bricele Ganzo. Bricege Ganzo. Și, băi, de când le-am cumpărat, numai și numai pe ele le folosesc. Numai pe ăsta, de fapt, le folosesc. Celelalte încă nu. Dar o să le vină și la restul rândul. Deci, după cum v-am spus, prima etapă. Bandă. Hai să încercăm să punem în același timp amândouă, să vedem dacă reușim să nu-l stricăm. O să vă explic imediat de ce punem bandă. Așa, banda undeva să o puneți mai spre mijlocul cuțitului, nu chiar mai așa, mai spre mijloc. Bun. De ce folosim bandă, mai ales cu dispozitivul ăsta? Pentru că el are tot felul de chestii metalice și în momentul în care prindem acolo, nu e prima dată, dar deja am experimentat, se lasă niște urme pe cuțit și destul de inestetice, nu arată bine și nu-i bine. Așa. El se prinde aici, are ca un fel de clemă, se prinde în dispozitiv. Acum, după cum v-am spus, ăsta e un pic stricat. Mă, că chinui să-l strâng aici, dar s-a strâns. Bun. S-a strâns, dar nu l-am pus bine. Hai că am reușit. Bun, prima etapă, marker. Bun, folosim piatra de 400, mi-am scris pe spate. Se mai vede cât de cât acolo, dar cât de curând nu se mai vadă, eu mi-am scris și pe spate ca să știu. Astea sunt pietre de ulei. Prima dată când fac filme cu pietre de ulei, am mai folosit asta. Piatra asta și dispozitivul de am ascuțit al cuțit să văd offline, să văd, mă descurc, nu mă fac de minune, fac direct și nu mi iasă și apoi după aia ziceți că vai de capul meu. Bun, se încarcă cu ulei. Se pot folosi și cu apă, dar am văzut că merg mai bine cu ulei. Bun, se montează în dispozitiv. Opa, că am atins suportul. Eu-s de vină.
Ating suportul camerei. Bun. Ăsta l-am setat undeva la cam la 25 de grade, să fie față de cuțit. Și de-aia am și dat cu marker ca să văd dacă sunt în zona bună. Era să răstorn asta de oloi. Ce am tot felul de oloi. Așa. Ce ai? Nu știu ce are. Odată ce l-a setat, e relativ simplu de folosit, adică nu m-a dat înainte și înapoi. Verificăm pe spate să vedem dacă avem bavură. Și spre surprinderea mea, cam am bavură cam peste tot. Mai dăm aici un pic în spate. Mergem și peste tot. Și un pic la vârf, nu prea aveam foarte multă bavură. Mai aduc și eu din când în când de vânzare dispozitiv din ăsta, dar cel de plastic mi se pare mai ok că are pietrele astea de la ADAE. Și ăsta e ok, doar că trebuie să vă cumpărați, să vă gândiți că pietrele de la Ruixin astea nu o să țină mult. Am observat că și cele de la Ganzo sunt similare. Astea de la ADAE, uite, țin mai bine. Aproape că nu, adică aproape. Nu s-a tocit acum. Bun. Scoatem cuțitul, îl curățăm, verificăm încă o dată dacă avem bavură. Bun. Și acum, efectiv, îl montăm pe partea cealaltă, dar cu mare, mare grijă. Mai bine scot asta, tija asta de aici, să nu mă încurce rău. Așa, punem deoparte. Bun. Nu să vă fac un tutorial de folosire a dispozitivului, ci doar vă arăt că funcționează și voi dacă vreți să vi-l cumpărați, măcar să știți la ce să vă așteptați. Pentru că m-a mai întrebat lumea, da? La celălalt, bă, dar se poate folosi? Da, bineînțeles se poate folosi, doar că e un pic lent. Celălalt, cel de plastic, la cel de plastic nu aveți... La cel de plastic cuțitul se ține în mână, dispozitivul are niște ventuze cu care se fixează de masă și atunci nu mai trebuie fixat cuțitul. E un pic mai ușor de folosit. Mi se pare mie un pic mai ușor de folosit celălalt. Bun. Am strâns marker. Și acum ce facem? Vom face exact același lucru până când... Păi am dat cu marker de data asta. Până când din nou vom avea bavură pe cealaltă parte, tot cu piatra de 400. Același procedeu, înainte și înapoi. Pe toată lungimea cuțitului. Încercăm să folosim cât mai mult din piatră, ca să se tocească cât mai uniform. Ea inerent se va toci. O piatră care nu se tocește nu ascute bine. Bun. Bun. Am bavură peste tot, mai stăm un pic la vârf. Bun. Am terminat cu piatra de 400. Scoatem cuțitul. Curățăm, ștergem, da, bun, scoatem piatra din suport, opa, așa,
O curățăm, bineînțeles. Bun. Zucă începe să se dezlipească. Trebuie să-i pun o picătură de super glue acolo. O fixăm la loc. Asta e o altă problemă a lor. Un pic nu, dar sunt probleme care se pot rezolva. Nu e ceva complicat. Bun, ne mutăm la piatra de 1500 și bineînțeles, nu știu dacă veți ghici, dar vă face exact același lucru. Bun, piatra de 1500. Asta e de... Nii, de 3000. Da, era să greșesc. Asta e de 1500. Am spus că îmi scriu pe spate, deoarece nu se duce. Bun. Întindem bine, bine. Uleiul pe piatră. Bun. Montăm piatra în dispozitiv și din nou ne distrăm. La același unghi, nu modificăm unghiul. De data asta nu mai marcăm cu markerul pentru că știm că suntem la unghiul care trebuie. Da. Și facem niște mișcări din astea. Dintr-o parte în alta. Nu mi-e mie foarte bine că v-am spus că nu prea folosesc dispozitivul ăsta. Adică ăsta s-ar potrivi dacă aveți un cuțit la care vreți să-i setați profilul. Ia uitați ce profil frumos face. Bun. Bavură pe cealaltă parte. Până că reușesc să-l scoatem și să-l băgăm fără să-l mai... Nu merge. Bineînțeles că trebuie să mă chinuie. Mă s-a desfăcut prea mult. Bun. Strângem la loc. Crema asta inițial avea fluture. Și asta și aia altă. Da, bineînțeles, fluturile s-a stricat. Am locuit cu șurub. Noi românii suntem pricepuți la toate. Reușim să cârpim multe lucruri. Același lucru cu piatra de 1500. Nu s-a strâns foarte bine în suport, dar e ok. Bun, am terminat. Mutăm pe cealaltă parte, schimbăm piatra 3000. Și eu zic că ar trebui să fie ok. Haideți să vedem cum se comportă pe hârtie acum. Hai să văd unde am bavură. Am bavură pe el, s-ar putea să nu taie foarte, foarte bine. Dar a început să taie. Față de data trecută când nu tăia deloc, acum chiar taie. Ok, taie. Și după ce vom îndepărta bavura, va tăia chiar foarte bine. Bun. Îl punem la loc. Așa, înlocuim piatra și punem piatra de 3000. Se vede greu, dar se vede acolo, 3000. Am scris eu pentru mine că pe fața ei nu se mai vede. La fel, oloi. Uite, vedeți de ce se folosește uleiul? Vedeți cum îndepărtează totul? Bun. Și acum punem piatra de 3000, care va fi piatra de finisare înainte de strop. Și acum, de data asta, nu vom mai merge înainte și înapoi, ci doar înapoi. Trebuie să văd invers cu cealaltă mână, dacă pot mai bine, da.
Nu trebuie să apăsăm, ci doar din greutatea petrei. Hopa, s-a agățat. Nu, să zicem 10. Ce sărăcia pământului ai, mă? Bun. Să vedem. Avem puțin tică de bavură de cealaltă parte. Nici nu mă aștept să avem multă, pentru că suntem la piatra de 3000. Și acum nu mai urmărim să facem bavură, ci doar să finisăm tăișul. Aveți grijă cu el când îl mutați dintr-o parte în alta, să nu vă tăiați. Foarte important. De aia vă spuneam că la celălalt de plastic la care ai ventuze, se mută mult mai ușor de pe o parte pe alta și nu durează așa mult. Nu durează așa mult, pietrele sunt mai bune. Mi se pare mai ok celălalt. Chiar dacă ăsta, bineînțeles, o să-l găsiți și o să vă spună că e stainless steel, adică nu ruginește, nu vă doare capul. Ceea ce e bine, na, că nu ruginește, dar v-am spus, pietrele nu sunt așa bune. Și un pic e mai peste mână de folosit. De obicei vine cu 4 pietre în set. 400, 800, 1000 și 1500, parcă așa, sau 200, nu mai știu exact, oricum vine cu 4 pietre. Cea mai fină e cea de 1500, care e în set, dar mai puteți cumpăra și am și eu de vânzare de 2000 și de 3000. Am mai văzut 3, stați că vă spun, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, am mai văzut pietre din astea pentru sistemul ăsta, de 2000 și de 3000, care sunt roșii. Aș zice să vă feriți de ele. Astea albe, pe care scrie, și alea roșii pe care scrie ADAE, mie mi se par super ok. Ați văzut ce fain s-a curățat? Acum, după aia, o să le punem în cutia lor și o să stea acolo. Stați să închidem și uleiul. Ulei. Ce ulei folosesc? Pur și simplu ulei de parafină cumpărat de la farmacie. Nu miroase, nu pătează, nu... E cel mai ok, din punctul meu de vedere. Asta mi-a... De el mi-a zis cineva mai de mult și chiar îmi place. Bun, acum să curățăm cuțitul. Să vedem cum taie, doar din piatră, fără strop. Zic că taie bine. Dăm jos banda, pentru că acum o să-l stropuim. Folosesc stropul încărcat cu ceară albă, pe care o am la vânzare. Mie îmi place cea mai mult ceara asta albă, pentru că nu știu ce granulație are, dar iasă cuțitele super fine și îmi place și cum se întinde pe strop, adică mult mai bine decât altele. Stai, mă, dreaptă, măi. Băi, s-a scuțit foarte bine. Băi, așa mi-e de... N-aș vrea să mai mă chelesc pe aici. Ia uite. Și barberește. Deci, aici un pic la vârf, am văzut că mai am un pic de bavură. Mai tăiem un pic de hârtie.
știu, dar pe voi, adică nu știu vouă cum e, dar mie îmi place la sfârșit, după ce a scut un cuțit, și cioplesc așa hârtia și bă, mie îmi oferă o senzație, adică place. Mai ales dacă și cuțitul taie bine. Gata, că mă tai la degete. Nu, bun. Ca o concluzie, pentru acasă și pentru cuțitele voastre, eu zic că dispozitivul se descurcă. E ok. Mie nu-mi place foarte mult, că n-am, e peste mână, până așează, scoate piatra, pune piatra aia altă, fă un pic mie peste mână. Eu mai degrabă pun pe piatră și ascult direct pe piatră. Dar nu e un dispozitiv rău, e pentru cine nu reușește să țină unghiul din mână, e un dispozitiv ok și decent, puteți să-l folosiți și pe ăsta de metalic și pe cel de piatră. De piatră, de plastic, bă, ce-i cu mine? No, bun. Cam atât pentru astăzi. Da, v-am spus, uite, avea fluturi, dar s-a stricat filetul. Ce știu ce a făcut frate meu cu el. La dispozitiv mai puteți folosi și... Eu mi-am făcut o chestie din asta, un strop pe care îl puteți monta direct în dispozitiv. Are aceeași dimensiune cu o piatră de ascuțit. O să fac următoarele stropuri un pic mai late decât piatra de ascuțit a sistemului și puteți monta în sistem și în același fel să stropuiți direct din sistem, să nu vă mai trebuiască strop exterior. Bun, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Urmăriți reclamele de final dacă v-a plăcut. Mă ajută să fac niște firfirei ca să fac niște bani, să mai cumpăr niște chestii, pe care, bineînțeles, tot vouă vi le prezint. Și să nu uităm de cele patru, subscribe, clopoțel, like, comment, oricare dintre ele, bineînțeles, m-ar ajuta să cresc canalul. Mulțumesc și vă aștept data viitoare!